Salutare tuturor, bun venit la Electric Life, eu sunt Lucian și astăzi suntem din nou la lucrarea cu un milion de cabluri. E o lucrare mai veche, au sosit băieții să facă tavanele de rigips și unul dintre subscriber m-a rugat frumos să filmez când se apucă să facă tavanele. Păi astea sunt tavanele, aici avem pe tot tavanul țevi și nu se poate monta în tavanul de beton deasupra acele prinderi de susținere, susținerea aia pentru CD-uri. Și băieții au făcut în felul următor. UD-uri de 10 și CD-uri de 10. Puse în cant și una în spatele celelalte, deci practic sunt duble și în felul ăsta ai o susținere foarte puternică, iar după aceea vin profilele astea direct cu șuruburi, sunt fixe, au profil ca și șina de ine omega întoarsă invers, după care se pune vată bazaltică sau ce-o fi asta. Deci am din 90 în 90 și după aceea din 50 în 50, pentru că vin plăci de 2 metri lungime pe 1,25 de lățime, dacă nu mă înșel. Și avem și plăcile de rigips. Sunt plăci de rigips pentru sunet acustice, clean acustic. Sunt și ornamentale. Arată foarte fain după ce se zugrăvesc, se vopsesc. Și au o pânză. Au o pânză neagră lipită pe spate. Astea sunt plăcile. Asta e rigipsul și bineînțeles cablurile noastre trebuie să le tragem în mijloc. Unde vin fiecare, avem aici lăm de avarii, senzor de fum, lampă normală, din nou lampi de avarie, lampă normală, KNX, asta este pentru senzor de mișcare, din nou lampi de avarie, aici avem pentru difuzoare, este un sistem audio centralizat, deci avem difuzor, lampă, din nou senzor de fum, care bineînțeles este centralizat și el, lămpi de avarii, din nou lampă normală, senzor de mișcare. După care, aici la fel, senzor de mișcare după ușă. Aici vine o ușă, o ușă automată și astea pentru controlul ușilor. La fel, lămpi de avarii, lămpi, difuzor, senzor de mișcare, senzor de fum, lămpi de avarii. Astea vin de la centrală. Senzor de mișcare și avem și camera asta, alte care au făcut-o. Aici rigipsul este, profilele sunt normale, sunt CD-uri montate din metru în metru, după care invers din jumate în jumate metru. Aici avem o scafă pentru că este geamul mai sus,
rama la geam mai sus decât tavanul aici. Și avem iară difuzor, lămpi, senzor de fum, senzor de fum, lămpi de avarie și lămpi în perimetru camerei. Avem un mic boiler cu două prize. Din nou prize aparente, prize trifazică de 32. Aici ați văzut canalul pentru cabluri care vine. La fel și aici am montat prizele și prizele pentru internet și prizele normale pe de curent. Sus vor veni niște uși de vizitare. 3 și încă una în partea cealaltă. Să ai acces la cabluri, la țevi, la fel și aici. Aici vin cablurile de internet pentru că pe perete va veni un rack și vor veni cablurile CAT7. Avem și alimentări și cai mix și așa mai departe. Bun. Ce am vrut să vă mai arăt. La fel și aici va veni în racul ăsta toate cablurile de internet. La fel și aici senzor trebuie aranjați pe perete, pe tavan. Da, asta e ușa automată. Are doi senzori magnetici care ține ușa. Și pe partea asta și pe partea asta fiecare. Și avem un cablu ISTI 2208 care vine în senzor aici. Și bineînțeles are motorașele pe ambele părți. Opala. Bun. Cam asta cu tavanele, vin băieții, montează rigipsul, după care ne apucăm noi și montăm toate aparatele. Bineînțeles, ei vor face și găurile pentru toate aparatele după plan, nu alandala. Bun, cam atât pentru astăzi, rigips și cabluri. Numai bine, noi ne vedem la un video viitor. Salutări la toată lumea. Ciao, ciao.